Dar până la urmă oamenii ce să facă? Că asta e pentru un mesaj pentru oameni. Vreau să dați oamenii să lămurească, că ei nu se vor lămuri oricum. Să oamenii... renunțe la actele cu chip dacă autoritățile îi vor forța, îi vor constrânge. Ce să facă? Băi, acolo trebuie să fie o situație destul de tare pentru toți creștinii noștri. Noi avem datoria de a menține în credința noastră și în Sfântul nostru botez. Mai mult ce vine pe parcursul acestei vieți, noi nu putem să ne angajăm. Să le luăm, să le cultivăm sau să le împărtășim. Actele biometrice? Acte biometrice sau orice ar veni. Noi rămânem în poziția noastră cât în Hristos v-ați botezat. În Hristos v-aș îmbrăca. Dacă putem măsuri să rămânem în poziția aceasta, vom fi cu adevărat ucenici ai Luminii. Și dacă unii oameni nu au posibilitatea să le e frică, au copii... Măi, oamenii care nu au posibilitatea și majoritatea nu au curajul acesta. Eu îi recomand să știați cât mai mult viețile Sfinților, să știați că viața lui Constantin Brâncoveanu, care și-a ucis copiii până la ultimul, să facem în sfârșit în privințele acestea studiu, oriunde ne-am introdus și noi, și vom vedea că adevărul nu acesta este. Nu prin renunțare, nu prin trădare, nu prin minciună. Noi nu suntem creștini să ne scuzăm și să ne ascundem. Noi suntem creștini care trebuie să deschidem în sfârșit cu tărie pentru vremuri care trăim. Păi acum ne preocupăm... sunt într-adevăr abătuți. Sunt abătuți pentru că tot interesul au ca acești oameni care se opun la tot ce spunem noi, să producă panica aceasta și să nu aibă oamenii mulțumire și nici o încredere în ce se mai pune adevăr. Da, păi, e strecoară îndoială, așa, că a zis, că n-a zis. Nici o îndoială, dragii mei, să nu aveți, pentru că ce am spus și altă dată, spun și acum, poate pe ultima dată, că bătrâneța mea bate rău și tare. Așa că să nu aveți nicio încredere, nicio necredere, că am fost întotdeauna pe cont propriu ceea ce am scris și am spus și nimeni nu m-a influențat. Și nici nu reușesc în sfârșit să mă influențeze decât numai asta știm. Șoapta diavolului. Asta este și la zilele noastre care le trăim. Tot șoapta diavolului la urechile noastre. Și ce să facem ca să fim uniți? Pentru că așa... Ne facem îndoială mereu. Noi, ca să fim uniți, trebuie să ne găsim în biserică. În biserica lui Hristos, adevărată noastră unitate și rezistență este aici. Cei ce erau cazematele pentru frontul de înaintare, erau în sfârșit cetățile de puteri și băgate la 30-40 de metri în pământ și numai gură de foc a mitralierului erau deasupra. Așa trebuie să ne băgăm și noi în adâncimea bisericii ca să putem rezista împotriva flagelului acestui anticrist. Trebuie să avem în vedere că nu este un timp ușor. Nu e în timp de luat în sfârșit în ușurință, pentru că vremurile sunt grele. Semnele se pot vedea peste tot. Cu tremuri, războaie, pregătire de războaie. Și toate lucrurile acestea pe care le auzăm noi la bunicii noștri, de la părinților de acum 80 de ani, 100 de ani, se realizează sub tot ce noi. Eu nu credeam că să fiu martor la aceste lucruri. Eram copil și nu mă puteam să gândesc a da pe cea să rămână pe atunci. Iată că am ajuns și acum
sunt în sfârșit o mărturie la toate. Uite, dar unii spun că Sfinția voastră ați fi afirmat că acum este sfârșitul lumii. Păi cum să știu să spun o sfârșitul lumii când nici îngeri din cer nu știu sfârșitul lumii? Și Hristos, singur Dumnezeu care știe sfârșitul lumii. Apoi cum să spun eu de sfârșitul lumii că va fi peste 4, 5 ani sau 10 ani? Sau peste 100 de ani? Sfârșitul lumii pentru fiecare, măi. Dacă eu am murit, sfârșitul lumii pentru mine. Sau dacă mare vecinul meu sau altcineva de jur sau ferească Dumnezeu una și de ani mașini cât se întâmplă. Mor câte 7, 8, 10, 20 o dată. Un avion care dă peste cap. E sfârșitul lumii pentru oameni ăștia. Sfârșitul lumii înseamnă. Eu nu reprezint lumea. Eu mă reprezint pe mine. Și dacă am căzut eu, e sfârșitul meu. Nu al lumii. Lumea se duce mai departe cu greutățe și nevoie de ei. Mulți nu înțeleg, pentru că zic că dacă nu se vede numărul 66 pe în chip sau pe actul de identitate, atunci spun că n-ar fi așa o mare cădere sau lepădare, o mare problemă. Cu cât problema se pune mai mult, de pildă, la ora actuală, cu atât trebuie să îi dăm rezare că există un pericol. Chipul și semnăturile și biometrii și tot ce avem noi. Cu cât în sfârșit se prezintă așa în fața noastră, cu atât trebuie să ne temem. Că nu a fost niciodată, de când sunt eu în lumea asta, de 90 de ani, nu s-a pomenit asemenea discuții și asemenea așa, combateri la nivelul acesta care suntem. Și eu cred că este un adevăr, pentru că și un evreu spunea altă dată că o mai spune, ce mai spune Părinte Justin, dar cu chipurile astea îl cred și eu. Da. Cum? S-a spus un iuriu. Acum un an, acum de un an, cam așa. Că sunt de acord cu chipurile. Ei, dar acum, dacă chipurile astea nu sunt în adevăr, de ce să se ridică așa de mult să se vede între oameni ăștia care... Dacă n-ar exista un motiv, dar exista un motiv foarte serios în mijlocul nostru, acest element de chip, de ce s-ar ridica împotriva lui atâți oameni care, în sfârșit, ar avea alte preocupări, afaceri, în sfârșit, negustorii, călătorii în lumea întreagă, dar se ocupă și ei, mă, și văd, și mereu caută să ascundă. Pentru că omul întotdeauna trebuie să ascundă greșelile și păcatele lui. Că nu mori mâine, sigur nu mori mâine, dar ei totuși se tem că mor mâine. Ei se tem că mor mâine. Nu mori peste 50 de ani, dar totuși vom mori peste 80, dar murim, suntem aici veșnici. Ce să spun că toate lucrurile acestea se petrec mereu așa, vreme, în lumea noastră. Rămâne însă un adevăr că lumea totuși se teme. Și e bucurie că se teme, că se mai pocăiește. O să fie sfârșit acum, o să fie 50 de ani, sau o să fie stânca aceea, sau o să fie, știu eu, care alte bazagonii de chipuri. Dar lumea se teme. Că dacă nu s-ar teme, n-ar discuta. Asta este o bucurie, o ocazie de a se pune oameni la o leacă de lucru bun. Aude un cutremur, aude de om, știu eu, catastrofă naturală, supranaturală, aude în sfârșit ce-a fost în Thailanda, ce-a fost în marginea Pământului, imediat stai că ne paște și pe noi. Vezi că îndată ce a fost un cutremur undeva, pe Bulgaria sau pe Turcia, sună și București.
stai. Trebuie să roage. Stai, bucurește-te, te așteaptă locul de mine. Ia că scoală de col la etajul 3, se coboară toate satele prin poduri, sub canale, își păsează viața. E bun totuși că are pică și adică, dacă nu-i Dumnezeu, măcar de moarte. Nu-i de moarte, mă, cu tremurile de veșnicie.